Bun găsit tuturor! Soarele, responsabil de dorințele noastre de mărire, are pentru 30 de zile un parcurs negativ și stimulează trufia și aroganța. Ce sectoare de viață sunt afectate pentru fiecare semn zodiacal, vizionați în minutele ce urmează. Berbec. Prestigiul tău poate fi afectat în anumite situații. Astfel, dacă nu ai rezultate prea bune după susținerea unui examen, te poți confrunta cu scăderea respectului de care te bucuri din partea celor care te cunosc. Alte acțiuni pentru care nu vei fi deloc bine văzut sunt reprezentate de unele ieșiri la distracție sau deplasări turistice în străinătate. Și asta datorită atitudinii. Taur, dacă te afli în străinătate, viața ta poate fi afectată într-o oarecare măsură din cauza unor probleme cu spațiul în care locuiești. Tot dacă te afli departe de țară, poți trece prin dificultăți financiare. O sumă sigură de bani provenită de la alte persoane nu mai ajunge la tine. În schimb, indiferent unde te localizezi, poți avea dificultăți la promovarea unui examen. Gemeni, o sumă de bani sau un bun material cu o valoare considerabilă este posibil să nu mai intre în posesia ta. Aceste valori nu reprezintă un rezultat al muncii tale, ci pot proveni de la alte persoane, iar cauza acestei pierderi este cumva legată de partenerul de viață sau poate fi cauzată de erori în comunicare sau documente. Rac. Relația cu partenerul de viață poate intra în impas din două posibile cauze. Prima situație este reprezentată de câștigurile pe care le realizezi prin forțele tale proprii sau mai exact de diminuarea sau lipsa totală a acestora. A doua posibilă cauză este reprezentată de un rău pe care l-ai făcut în trecutul tău și pentru care acum vei plăti. Leu. Se activează sectorul plăților pentru faptele tale rele din trecut, pe care puteai evita să le faci, dar ai lăsat răul să triumfe. Astfel nu vei reuși în următoarele 30 de zile să te distrezi sau să faci lucruri care îți fac plăcere. Alt mod în care plătești indirect pentru faptele tale deloc bune este reprezentat de o problemă de sănătate care nu-ți va da pace. Fecioară. Poți întâmpina dificultăți majore în situația în care vei dori să te distrezi sau să te ocupi de lucruri care te pasionează. Aceste interdicții și-au originea acasă, unde un membru al familiei reprezintă motivul pentru care nu te poți distra. Sau rezolvarea unor probleme ale căminului familial devin foarte urgente și importante. Balanță. Te poți confrunta cu probleme oarecum dificile în cadrul căminului familial. Un dialog nepotrivit pe care l-ai cu un membru al familiei poate crea o stare de tensiune generalizată în casă. Totodată, programul tău încărcat de la locul de muncă nu-ți oferă timpul și posibilitatea de a rezolva problemele familiei și ale casei. Scorpion. Poți primi unele vești nu prea bune care îți pot afecta starea de spirit pe moment. Dar există totuși posibilitatea ca aceste mesaje să nu se împlinească în viitor. Astfel, una din posibilele vești nefavorabile este legată de câștigurile pe care le vei realiza prin muncă sau în legătură cu viitoare cheltuieli care îți pot afecta bugetul. Săgetător. Situația ta financiară poate fi afectată, câștigurile pe care le realizezi cu efort prin muncă se pot diminua. Astfel, nereușita promovării unui test sau unui examen îți pot diminua veniturile. Sau, o problemă de sănătate poate avea aceleași efecte. Totuși, această perioadă păguboasă nu durează decât până la mijlocul lunii viitoare. Capricorn. O mare supărare îți poate afecta starea de sănătate. Necazul care nu-ți dă pace este de natură financiară. Imposibilitatea recuperării unor sume la care erai îndreptățit este singurul lucru la care te gândești și astfel, nervos și obosit, devii vulnerabil și starea ta de sănătate se poate înrăutăți. Doar odihna și alimentația prudentă te pot ajuta. Vărsător. Se activează sectorul plăților karmice pentru faptele tale rele din viețile anterioare. Astfel, poți avea neplăceri în relația de cuplu și chiar dacă acum nu ești responsabil de probleme, tot vei fi considerat vinovat de tot ce nu a mers bine. La fel se va întâmpla și la locul de muncă, unde vei fi țapii spășitori pentru relele făcute de alții. Pești. Activitatea ta profesională se îngreunează. Cu cât încerci să ajungi mai sus, cu atât căderile te vor afecta mai mult. În primul rând, nimeni nu te va susține la locul de muncă și nu vei simți decât antipatia celor din jur. Totodată vei avea parte numai de conjuncturi nefavorabile, dar de fapt plătești pentru alte fapte rele din trecutul tău. Acestea sunt predicțiile ce privesc tranzitul afectat al Soarelui pentru următoarele 30 de zile. Vă mulțumesc mult pentru atenția acordată, rămâneți în continuare împreună cu România TV. Eu sunt Adrian Bunea și mă puteți urmări pe pagina de socializare Adibun Astrolog. Și nu uitați!
Soarta omului este mereu în mâinile lui. Dar numai dacă se desparte de egoism,